Și? Cum ți se pare? E ok. Ok. Cine m-a pus să mă iau după tine? Dar hai că-ți fac retușul ăsta și arăți bine. Da. Ok? Okay. Uite, îți umplu inimia. Ok. Deschizi tu, te rog. Hai, ok. Te rog. Uite. Ce zici? Toată lumea urăște mine. Bine. Nu știu pe ce e sexy. Uite, și oricum, oamenii care urăți mine nu răspund în față. Salut, salut. Hei, bună. M-am văzut de mult. Dar nici noi, ce stai ce facem cu asta? Mi-a dat mie și le pun în dulap să le dau. Moment, da, 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 da. Ok. Ia, sunt. Mersi? Ca să știți de rând aici. Ok. Bună, bună. Și apropo, îmi rog, salut. Salutare. Salutare. Și? Ați venit așa cu mâna în fund? Păi... Nu, am adus darul tantra. A, da, chiar uitați-mi că facem asta astăzi. Păi cu mine și tantra? Ok. Da, sigur. Păi cu mine. Mie și vă luați mie prin de bine de când am început. Serios? Adică, parcă ea tot. Am învățat cum să-ți țină sămânța și hey. E mult mai bună afară. Da. Dar nu despre semințe e vorba, ci despre... relația cu partenerul. Exact. Și oricum, o să vezi niște îmbunătățiri astronomice. Plus că e un cadou și pentru tine și pentru el. Nu e frică de nimeni de aia face așa. Da, e mai amare și pentru tine. Nu știu să-ți fie frică. Da. Da, și voi ce faceți? Au. Păi, doar ce-am machetul pe ea și vă așteptăm. Da? Hai să ne apucăm la tăia, să ai famul. Ok, nu pot să fac acasă. Sămânța. Hai, vrei să stai doar așa? Hai, hai, stai. Și să începem? Hai să începem? Nu știu, tantra? La mulți ani! Ce ai pățit? Îți place? Eu am machiat așa că am făcut cursuri de alea de mim. Ce mim? Nu ai fost la balet? Păi am făcut și balet. Păi dacă tot ai ajuns, hai să ne apucăm. Dar ce ești? Ne-am tot gândit ce să-ți luăm în ziua ta și dacă obiectele au un suflet, n-am putut să primă așa o responsabilitate pe cap. Da, pe când experiențele sunt nemuritoare și tocmai de asta am zis să facem o seară plină de experiență. Da, am iubit pe aici. Da. Îți mă ajunge să am loc? Da? Ok, hai. Super. Cred că te trage spre ea. Trebuie să mă duc cu la sol. Da? Da. Bun, hai, stai jos. Da. Lângă ea. Da, stai. Stai, fii stai. Stai. Lângă ea, stai că rădu. Stau lângă ea. Jos, lângă ea. Am bunul jos. Ok, și... O să vezi. Vreau să vă uitați în ochii partenerului. De mult. Ochii sunt oglinda sufletului. Priviți și lăsați-vă să fiți priviți. Vreau să vă imaginați cum arătau când erau copii, când abia s-au născut. Acum imaginați-vă cum cresc. Și trece joaca, trece școala. Acum sunt mari, sunt gata să părăsească cu. La război. Sunt acolo printre inamici, minele explodează, obuze de cat, împușcături peste tot. Au fost împușcați. Dar muzica mea vinde. Degeaba. Priviți-i în ochi cum își dau ultima suflare. Nu puteți face nimic. Bradule, ce e asta? Nu, stai, nu despre război trebuie să vorbim. Răspind că se poate de păzit. Ce e ușa. Dar da. Cum e? Chiar da. Nu mai este că ne ține, ce? Înțelegem? Da. Ce da. 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 Bine. Bună. Lasă-l, ține-o. Bună. Pentru ce beam? El cine e? E Vasile, de la muncă. Ce ai ajuns la tine să facă de exerciții, te rog. Stai. Ce exerciții? Facem un chestie. Face standa. Am făcut și-o câteva ședințe prin nepar. Acum o să ne-am ia ca să... Da. Îl pune aici.
Hai să-l bătăm tu, adică. Vreau să închideți ochii și să puneți o mână pe pieptul partenerei. Inspirați și expirați. Inspirați adânc și expirați. Respirați respirația celulară. Bucurați-vă unul de altul. Uliați-vă. Pe gât. Brațe. Parcă ziceai că e sector de cerc. Nu prea. De aceea? Suntem aici și acum și nu ne dorim să fim în altă parte. Suntem cu toții iubiți tantrici, fiindcă ne-am născut divini. Suntem energia pură, plină de iubire. E din 82, ca de la primul cutremur. Tantra e iubire. Tantra este viață. Numai ducând o viață tantrică, ne echilibrăm și ne întregim energiile feminine și masculine și devenim un întreg. I-am plasat la stradă. Suntem conectați. Vasile. Încercăm să ne descoperim adevărul și să-l acceptăm așa cum e el. Cât ai scăzut pe el? Lăsați în așteptările. Când aveți așteptări, uitați să vedeți ce e în fața voastră. Merge tu bungee jumping. Pe bune, chiar aș vrea să țin și-o workshop-ul. Ce bungee jumping? Crezi că e așa de greu? Mă, le văd că ați început fără mine. Carara! Ce caută ăsta aici? Tu l-ai chemat? Păi, dar fluturașul credea că e mai bine să fim cât mai mulți, ha? Dar ce ai zis să faci un mișto fiind să schimbi fostul ca stripper sau cum, că nu înțeleg? Mama, n-are mulți prieteni aici în țară și credea că s-a schimbat. Auzi, dar știi că fluturii gustă cu picioare? Șampanie? Vedea de ce s-a schimbat, uite cât s-a îngreșat. Eu ți-am zis că el încă te vrea și tu n-ai vrut să mă crezi. Nu poți să pun mâna pe genunchiul tău? Nu să poți, mă, iar așa. Nu are dreptate pe mine, oricum mă sperie Mimi. Chiar și mă sexy? Stai, nici nu mai ca să vezi. Iar gata că m-am săturat. M-am săturat de mim, de tobe, de căcat. Eu vreau să stau cu Alice și atât. Știi ce cred eu că e? Ce? Eu cred că e un D-book. Potolește-te cu asta. Cred că e un D-book, un spirit de la Ivan, care i-a ascuns în tine. Tu cine ești, mă? Eu sunt Petru. Petru, prietenul Magdei. Mă știu și cu Ofelia. Aici nu e orgie? O, Doamne, nu, hai, ne-am plecat! Cum e? Nu e orgie aici? Orgie? Mai deschide mâna, gata, ce să deschide? La mulți ani? Azi nu e ziua mea. Sunt serios? Cum nu știai că ziua lui e pe 16 august? Eu credeam că e doar un parc. E imposibil, ziua mea e pe 16 august. Ziua mea e săptămâna viitoare. Tu să taci! Nu știți când e ziua. Mihai! Atunci, ia tu cadoul. Pepe, e foarte tare. Asta e cadoul? Ce știe ăsta când e ziua lui și nu știa lui? Mihai! Fluturaș, ce vrei să spui prin ia tu cadoul? Tocmai bine o să fac lucru. Am impresia că ne urmărește. Vrei să fii soția mea? Se uită la noi. O, Doamne! Da! Da! Îți place ceea ce vezi? O să te iau cu mine. Abia aștept să fim ambii fără ambalaj. A? Abia aștept. Dăm și mie niște șampanie.